Salutare, lui sunt Cristi și bine am regăsit un nou vlog alături de yeah! Ce mai faceți, fraților? N-am mai postat de ceva timp, dar nu contează pentru că astăzi facem un am-nam. Am-nam este jocul românului, frate. Toată lumea știe ce am-nam. Dacă vrei să afli ceva despre un om, joci am-nam. Da, frate, deci toată lumea se joacă am-nam. Jocul ăsta e mai popular ca niciodată. Cu toate că este vechi. Mulțumim pentru sound effect-uri. Noi astăzi ne-am gândit să-l jucăm iarăși, pentru că l-am jucat, cred că acum 2 ani. Ceva de genul. Înainte să începem, vreau să mă întreb ceva. Ce mai faceți, fraților? Cum mai sunteți? Cum e acasă? E cald? E... aveți mâncare bună? Noi suntem foarte bine aici, viețile noastre amoroase sunt geniale. Ca de obicei sunt singur, așa că n-am avut la cine să apelez, așa că i-am dat mesajul Bongo. Pentru că pe mine mă interesează care va fi jumătatea mea, i-am dat mesajul Bongo cu subiectul Love, numele meu Cristi Munteanu și orașul în care sunt. Haideți să vedem ce o să ne răspundă. Ok, ne-a răspuns. Bongo știe că vara asta o să fie hot rău de tot și nu de la temperatura de afară. Pentru că nu e hot afară. Faci niște valuri mai mari decât marea, însă tu le faci pe uscat. Pe când un taș mai body challenge pe plajă cu o blondă faimoasă sau poate cu o tipă vis cu numele Anais. Oh. Ok, nu știu la ce te-ai referit aici, deci o să mai scriu ceva. I-am spus mai zi, acum să așteptăm următorului mesaj, pentru că m-a lăsat cu ochii în soare, n-am înțeles nimic. Băduțul, ne-am răspuns Bongo. Bongo știe că nu ai zice da din prima și că dai impresia că ești genul de bad boy după care toate fetele se dau în vânt. Bongo e sigur că ce al tău e pus deoparte, așa că o să-ți găsești în curând o bad girl. Are dreptate sau nu? Mă bucur că ești afirmativ. Păi mulțumesc, Bongo, pentru mesajele tale. Îți mulțumesc că mă încurajezi în continuare să-mi găsesc o bad girl, orice ar însemna asta. Dacă vreți și voi să dați mesaj la Bongo, dați mesaj la 1405 cu un subiect, numele vostru și orașul din care proveniți și s-ar putea să vă răspund. Nu, s-ar putea să vă răspund. Și o să fac cursuri de yoga în continuare, fetelor. Deci dacă vreți să treceți pe la Constanța, mai vine și Neversio. Acum ne vedem, facem niște cursuri de yoga aici acasă la noi, la MNT Incorporation. Vă aștept. Și încă un mic lucru înainte să intrăm în episod. După cum puteți vedea, purtăm niște tricouri MNT în sfârșit aici pe piață. Aveți un link în descriere de la linkul în care... aveți un link în descriere de la linkul. Bravo, Cristi! Aveți un link în descriere de la site-ul de unde vă puteți lua tricourile. Avem toate mărimile SML. Stați liniștiți că vă vine și S-ul, chiar dacă sunteți copii mici. Tricourile sunt foarte confortabile. O să scoatem și mai multe modele în curând, așa că fiți pe fază. Fiți pe fază. Ai făcut un screenshot de pe site și îl muți așa în Vegas. Trebuie să fac, dar e prea greu. E prea greu! Ia că mai filmez. Am lăsat o postare pe comunitate pe Cristi Munteanu în caz că nu ați văzut. Eu zic să facem un am-nam pentru că e fun, plus că n-am mai făcut de ceva timp. Lăsați întrebări. Și am primit o tonă de întrebări. Haideți să le citim, facem am-nam, let's go. Apropo, dacă mai doriți vloguri alături de Vlad, lăsați un like. Am zis Vrat, dar în fine. Începem cu ceva soft, așa, zic și eu. Da, da. Am făcut de mâncare. Da, am gătit ou. Ou? Da, ou. Pe ce ai făcut din ou? Ou. Și omletă. Ești boss. Da, și eu am gătit, n-ai cum să nu gătești. Am fost gelos pe fratele meu. Cred că da. În unele situații se mai întâmplă. Da, da, am. Eu nu. N-am furat. Da, am. Și eu într-un magazin. Suntem copii răi, nu faceți ca noi. Cu toate că n-am furat ceva valoros, am furat două bomboane, dar tot se pune ca furat din... adică da, și am furat o gumă. N-am bătut un copil. Când eram copil, am bătut un copil, dar nu l-am bătut. Ți-a luat bătaie sau ce? Nu. Ce copil ai bătut, mă? Nu, mă, n-am bătut, adică gen... l-am lovit, dar aia nu-i bătaie. Păi, dar nu se pune. A, atunci n-am. N-am bătut pe nimeni, niciodată. Eu când eram mic, mi se pare că aveam vreo 6 ani sau ceva de genul, eram într-un parc de la mine din cartier și venise un alt copil la mine, nu înțeleg ce avea cu mine, dar mi-a dat o palmă gen așa din senin și am început să ne batem. Sad story, short story, atât. N-am iubit o fată care avea deja un iubit. Nu. Nici eu. N-am fost pus într-o situație jenantă la școală, pe stradă sau acasă. Da, am. Normal, toată și la lumea... școală, și acasă, și pe stradă, peste tot. Și eu, da, mă gândesc, aș vrea acum să mă gândesc la o situație, chiar să vă povestesc, dar nu mi-aduc aminte. Oricum au fost o groază de momente jenante în viața mea, mă bucur că nu le-am văzut. Minte o poveste de la școală din a doua sau a treia, nu mai știu,
trebuia să aleagă șeful clasei, gen... Fii atent, trebuia să aleagă șeful clasei. Nu mai știu, se recomandau ăștia între ei. Și Cristi ridică mâna, Dana, vreau și eu să-l aleg ca șeful clasei pe Vlad. Și toată lumea tăcut din gură, gen, cri, cri, cri. Pe bune? Da. Eu am fost șeful clasei cândva, deci... Eu nu cred că am fost niciodată. Nu. Dar nu mă interesa să fiu. Bă, pe atunci era cool, chiar era șmecher. Șeful clasei era, mamă, șeful clasei, fii atent ce fac, ce schimb. Eu sunt noul președinte, Doamne ferește. Da. Promit mai multe pauze. E, credeam că există ceva. Nu există. Nu există ceva. Dacă ești șeful clasei, ai o groază de responsabilități. Am tras o boșină în public. Da, normal. Normal. De eu nu vin cu scuze de alea, gen, de unde miroase? A, ce zici? Eu am făcut-o, nu? Nu miroase. La asta nu m-am gândit. N-am făcut win la solo din Bulan. Da, din Bulan. Eu, primul și singurul meu win de pe solo. Eu n-am! Adică, am un solo la... Am un solo la win. Am un win la solo, dar nu a fost Bulan. 7 fraguri, nebunia acolo. Eu am 2 fraguri. Am rupt tot, frate. Nu te pune cu mine pe Fortnite că îți fac o scară imediat în cap. Fac o scară, nici n-ai văzut de unde a apărut. N-am făcut vreun sport. Da, am făcut handball. Ce am mai făcut? Am mai făcut basket la un moment dat. Am făcut aikido. Cine știe ce e aikido? N-are nicio treabă cu bătutul, e numai ca nume așa. Și sport făceam de ne luau pe plajă și alergam. Dansuri, coaie. Am făcut dansuri. Am fost la dansuri, what the fuck, mi s-a șters asta din cap. Am uitat. Noi doi chiar am fost la dansuri. Spune ca sport? Oarecum, nu știu, mergeam pe plajă și alergam ca antrenament. În fine, am fost câteva luni la dans și asta era când eram mai mici. Deci tot ce știm acum nu e că am fost la dans în trecut. Na, doar am fost. Se făceau coreografii de alea super cringe, erau de alea. Yeah! 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 Mâinile sus! Yeah! Nu m-am întâlnit, era așa. Ba da, era, țin minte, era o coreografie, uite așa trebuia să faci. Așa trebuia să faci. Mie mi se păreau destul de complexe ce făceam noi acolo, gen... Nu era deloc așa și mie mi se părea super ușor, dar... Mamă, și mereu mi-era mega rușine când ne punea în cerc și haide să ieșiți, gen... Pentru un dansator, cred că el de-abia așteaptă să intre acolo, să le arate tot și poate cu aia eu speram să treacă momentul ăla cât mai rapid, gen nu voiam să vină rândul meu să ies în mijloc să dansez mereu. Da, urat. Noi oricum n-aveam nicio treabă cu dansul și mai eram și copii mici, eram o grupă de copii mici, normal că era, ți era rușine să duci acolo în față, să-ți arăți tu skillurile de... Nu existau dev-uri pe atunci. N-am băut peste măsură și am făcut ceva rău. Ce să bei? Atât de mult apă încât să faci pe tine sau? Exact. Da, mai întâmplă și mie mi s-a. N-am luat bani de la părinți în timp ce aveam în buzunar. Da, am. Mereu e bine să ai mult mai mulți bani. Da. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Dar să nu furați de la părinți, adică noi măcar am recunoscut după. Vezi, ți-am luat 10 lei. Nu furați de la părinți. E mentii mărci. Ok, plac de aceea. N-am înjurat un membru al familiei de față cu el. Bineînțeles. Da, am. Nu faceți ca frații Munteanu. Vă zic eu un singur lucru ce să faceți ca frații Munteanu. Să aveți tricou pe ei. Exact. N-am avut o relație cu un membru din Five Gang. Un Five Gang e o singură fată. Deci e deja clar. Mereu am văzut-o pe Dia ca pe o prietenă bună. Exact. Hey, Dia. Shout-out to Dia, știu că te uiți la un Shout-out to Dia. N-am greșit la un concert, dar bineînțeles. Eu nu știu dacă am greșit la un concert. De curând a fost un concert cu Lino la Constanța și am urcat și noi pe scenă și chiar am uitat câteva versuri acolo. Presupun că nimeni nu și-a dat seama pentru că eram patru pe scenă și toți cântam în același timp. Deci m-au salvat băieții. Mie nu mi s-a întâmplat, am avut două concerte, unul la București, unul la Constanța și all good. N-am fost la școală cu șosete rupte. Da. Propan. Nici dracu, dar nu-ți dai seama, nu. Nimeni știu. Nu se prinde că nu stai să te descalzi la școală. Mai știi ce colegi ai. N-am vrut să fiu cu o fană. N-am. Nici eu. Noi când ne întâlnim fanele nu stăm atât de mult de vorbă, nu prea îți dai seama ce fel de persoane. Lasă-mă să fiu cu tine! Adică numai așa când o vezi și face poză cu tine, nu te gândești la nimic. Ești gen, mamă. Și ultima întrebare, îmi pare rău că vlogul acesta nu știu dacă a fost scurt sau lung, dar nu am ales chiar atât de multe întrebări. Faza e nașpa era că multe întrebări erau foarte proaste și multe se repetau, așa că nu prea am avut din care să aleg. Dar ultima întrebare este, am la înclinit de la școală. Și răspunsul este... Și răspunsul este...
am. Avem o întrebare pentru voi. Ați sau n-ați cumpărat mărciu? Și trebuie să-i zic da.